Bun găsit! Continuăm seria Proiect de dezvoltare instituțională. Ne ocupăm astăzi de elaborarea planului de activități, monitorizarea și, și evaluarea implementării lui. La elaborarea planului de activități ne punem următoarele întrebări. Ce trebuie întreprins? Cine va realiza schimbarea? Cât timp va dura? Care sunt resursele, costurile? Care sunt indicatorii de realizare? Vom folosi diagrama Gant pe care o vom prezenta ca anexă în ultima parte a serialului nostru. Aceasta cuprinde pe orizontală perioada de timp necesară fiecare activități și pe verticală sarcinile ce trebuie îndeplinite în fiecare perioadă. Ce avem nevoie? Avem nevoie de formularea problemei, de găsirea soluției. De formularea obiectivelor strategice, de rezultatele analizei SWOT sau peste, formularea misiunii, a viziunii. Lista de activități. Lista de activități uh, se elaborează uh, având ca țintă un obiectiv. Se aplică tehnica celor cinci cum? Obiectivul, formulăm obiectivul general, obiectivul specific, notăm activitatea pe care vrem să o întreprindem, perioada, cine răspunde, ce resurse sunt necesare, ce rezultate sunt așteptate. Greșeli tipice în prezentarea activităților. Nu este arătată perioada de timp. În rubrica timp este indicat periodic, fără specificarea perioade exacte. Nu este clar cine sunt responsabili. Nu există o legătură logică între activitate și obiective. Activitățile de dezvoltare sunt substituite de activitățile ce asigură funcționarea instituției. Monitorizarea și evaluarea implementării PDI. Monitorizarea reprezintă un proces continuu de supervizare a activităților pe întreaga perioadă de implementare a PDI, iar evaluarea un proces de apreciere a rezultatelor obținute în urma implementării. Aceste componente derivă direct din obiectivele strategice și din planul de activități. În procesul de monitorizare se vor avea în vedere indicatorii de proces pentru a observa dacă activitățile proiectate se încadrează la, în termenul stabilit, conform metodologiei propuse și cu resursele preconizate se vor avea în vedere indicatorii de produs pentru a observa și a asigura condițiile necesare obiectivelor. De asemenea, se au în vedere indicatorii de rezultat pentru a observa, controla și a asigura realizarea obiectivelor la nivelul de calitate solicitat. Monitorizarea implementării PDI Indicatorul, activitățile specifice de colectare a datelor, termenul, responsabilul, cui s-au prezentat aceste date, ce decizie s-a luat în cadrul procesului de monitorizare. Evaluarea implementării PDI Evaluarea implementării PDI are loc la sfârșitul perioadei de implementare. Pe parcurs se efectuează evaluări intermediare și evaluări focusate. Evaluările intermediare vor fi stabilite pentru sfârșitul fiecărui an de implementare evaluările focusate, care se vor referi doar la un obiectiv concret, un domeniu de activitate al instituției, pot fi desfășurate după derularea tuturor activităților preconizate. Succes în monitorizarea și implementarea PDI-ului.